Deci este o colecție de idei, de gânduri, de mesaje pe care le-am adunat, da, din munca celor 10 ani în aceste trei cărți. M-am oprit la 2022, pentru că da, le-am lansat 2021, 22, 23, la 2000, în anul 2023, la ediția de primăvară a volumul 3, m-am oprit la 2022. Sigur, n-am lucrat cu toate materialele audio, care sunt o mulțime, urmează să văd când și cum o să fac asta. Urmează și un volumul 4, nu-i așa? O să urmeze un volum 4. Până la volumul 4, ideea mea și dorința mea este să pun acele cărți în format audio. Extragem idei de lucru cu contextul astral, în sensul de a folosi timpul și contextul astral, dar conștient, pentru a interacționa direct în realitatea proprie și a participa conștient în realitatea proprie. Comunitate dragă, parteneriatul 12 Călăuze și Astroperla vă invită la primul curs online. Modul 1, astrologie previzională, tranzitele planetelor transaturniene. Începem cu un studiu minunat despre Uranus, Neptun, Pluton și vă spun că avem o ofertă în 7 pași. 5 webinarii preînregistrate, accesibile cursanților pe toată perioada desfășurării cursului și 2 workshopuri live, cu practică pe hărți propuse, alese de organizatori și cu practică pe hărțile voastre, ale participanților. Le mulțumim deja celor înscriși care au prins prețul redus. Nu uitați că până la data de 5 aprilie 2024 inclusiv puteți face aceste înscrieri, iar cele 5 webinarii accesibile sunt deja urcate pe platformă și vă așteaptă. Numărul de locuri la workshopuri, evident, este limitat. Pentru detalii, vă rugăm să completați formularul de preînscriere pe care îl găsiți absolut în toate postările, sub forma unui link, pe care vă rugăm doar să îl accesați printr-un click. Vă reamintesc faptul că astfel vă manifestați intenția, doar intenția de a intra în posesia detaliilor. Lucrăm cu formulare de preînscriere deja la toate evenimentele 12 Călăuze. Cei care reveniți deja cunoașteți această practică și această metodă și vă mulțumesc încă o dată, mai ales celor care reveniți. Semn că știți deja care este calitatea și ceea ce derulăm și facem aici. În acest modul veți afla că nimic nu poate lua formă în viață dacă nu este deja înscris la nivel de potențial în harta natală. Veți afla ce reprezintă un tranzit al unei planete grele, cum se studiază mișcarea planetelor transaturniene în harta natală, cum ne pregătim pentru anumite tranzite. Nu uitați că un om informat este un om puternic și vă reamintesc faptul că aveți o ofertă tip pachet în 7 pași. Îl puteți, acest pachet, accesa în 2 linii diferite. Puteți accesa doar informația prezentă în linia celor 5 webinarii, avem o ofertă de preț pentru aceasta, și puteți accesa complet pachetul cu inclusiv practică pe hărți în cele 2 zile stabilite pentru întâlnirile online via Zoom, începând cu ora 19, vă reamintesc, 11 și 18 aprilie 2024. Acestea fiind spuse, sper să prindeți locuri cei care doriți să participați la aceste întâlniri cu noi. Îi mulțumesc încă o dată partenerei mele, astrolog Rodica Spânu, respectiv Astroperla, și nu uitați că 12 Călăuze are o linie întreagă de ateliere, de workshopuri, seminarii, webinarii. Stați doar cu ochii pe anunțurile pe care le facem și fiți informați din timp, pentru că un om informat este un om puternic. Și s-a aprins butonul magic. Așa încep fiecare poezie, fiecare întâlnire. Doamna Anca Tăutu, bine ai resosit, bine ați resosit, bine ai resosit. Am îndrăznit să-ți spun tu, dar totuși pentru publicul nostru e
fiecare cum simte și cum consideră că e ok. Eu mă simt bine cu tu, așa că da, bine ai sosit. Sigur, da. Îți mulțumesc din suflet pentru că mi-ai acceptat invitația și nu ne-am văzut de lung timp. Da, mă bucur să ne revedem. Salut întreaga ta comunitate care văd crește foarte bine, foarte frumos. Felicitări pentru tot ce faci. Văd că muncești continuu din toate puterile. Este minunat, da. Avem o poveste astăzi, sper, cel puțin interesantă, pentru că urmează un eveniment extraordinar la Iași și aș putea să spun la fel că și acolo e multă activitate, ești la fel de prins da. Într-un tăvălug acum și organizatoric și din absolut toate unghiurile, și anume Simpozionul Național de Astrologie Ritmuri Astrale. Mi-aș dori tare mult să facem o poveste despre ce bate la ușă, în care perioadă, ce se va întâmpla acolo. Și poate începem așa, de la istoria acestui eveniment, chiar dacă știu că am mai avut o poveste la un moment dat despre acest subiect, dar reîmprospătăm informațiile pentru că sunt elemente noi. Da, sărbătorim echinocțiul de primăvară în fiecare an, da? La Iași, cât am fost, am avut liber la sală, cât n-am avut liber la sală, am avut ediții online, 2020, 2021, 2022, am avut ediții online. Dar la Iași, da, la echinocțiul de primăvară, Ritmuri Astrale a ajuns anul acesta la ediția 13-a, pe 23-24 martie, sâmbătă și duminică, sâmbătă toată ziua, de la ora 10, duminică în prima parte a zilei, tot de la ora 10. Cu musafiri care vin din mai multe direcții anul acesta, din țară și de la prietenii noștri de la Chișinău. Superb! Povestea o vedem că a început în 2013, la echinocțiul de primăvară din 2013, și atunci am lansat, alături de Maura Angel, jurnalist ieșean, am lansat acest simpozion cu foarte multe provocări atunci, pe care până la urmă da, le-am depășit cu toții, pentru că exact cu o zi înaintea simpozionului, vineri seara, s-a pornit, vineri la prânz, s-a pornit un discol. Și toți ne-am încurcat în zăpada aceea. Toată lumea a ajuns destul de greu la Iași, noi ne-am pornit destul de greu aici. Țin minte că făceam harta momentului de început a evenimentului cu câtva timp înainte și zic, domnule, pot să fac un program începând de la ora 10 și un sfert, gândeam eu, era minunat, zic că îl facem de la ora 10 și vedem noi când începem. Și toate motivele de întârziere ne-au dus și am început puțin după ora 10 și un sfert, când, mă rog, îmi plăcea mie atunci teoretic astrologic să începem. Da, în anul acela am avut entuziasm, am făcut două ediții, însă după aceea ne-am limitat la ediția de primăvară pentru că am gândit noi că este prea mare efortul pentru toată lumea și am mai lăsat așa loc și pentru alte surprize și evenimente astrologice. Deci atunci am început în felul acesta și am rămas la această formă da, de echinocțiu de primăvară. Este interesant că ideea inițială a fost să ne deschidem către public foarte mult și să așezăm astrologii față în față cu publicul în discuții directe, în discuții libere. Fiecare sesiune avea la început o oră de discuții libere, pentru că avem sâmbătă pe parcursul zilei două sesiuni, duminică o sesiune, fiecare din ele presupunea o oră cel puțin de discuții libere public-astrologi, care au fost foarte binevenite, chiar dacă la început a fost așa o surpriză pentru toată lumea. Da, imaginez. Și țin minte că, da, și colegii astrologi au fost oarecum, da, surprinși de modul ăsta de lucru. Atunci, după prima sesiune, ne-a plăcut tuturor și am păstrat acest obicei. Am încurajat publicul, da, și le-am... Cu ce venea diferit? În sensul de surpriză a colegilor, cu ce venea diferit această propunere? Pentru că până la momentul acela, primăvara 2013, aceste alte evenimente astrologice, da, erau cumva în circuit astrologic, da, în, cu
oarecum închis. Acum am avut în sală, da, oameni public necunoscători de astrologie sau cu minime cunoștințe de astrologie, oameni care nu mai fuseseră la un eveniment astrologic. Da. Și oamenii au început să întrebe. Eu știam că, eu am citit că, prin reviste, prin cărți. Foarte puțini oameni, totuși, acum 12 ani, cu studii, da, studii profesionale de astrologie. Da. Între da. Timp lucrurile s-au mai schimbat, cursurile s-au mai înmulțit, oamenii fac cursuri, fac, nu fac ceva cu ele, cel puțin intră în contact cu informația, da. Chiar dacă nu profesează neapărat. Că nu, ăsta este neapărat scopul unui curs, să ajungi să profesezi. Ai chemare, exact. Ajungi și acolo. Da? Exact. Deci asta a fost ideea inițială, până la urmă cântate ambele tabere și de o parte și de cealaltă. Am născut așa și un fel de, da, concurs acolo. Am premiat întrebările cele mai ciudate, cele mai provocatoare, cele mai complexe, da? Adică toată echipa de astrologi avea această sarcină să stabilească, da, care întrebări urmează a fi premiate. Și sigur că discuțiile erau libere. Oricare astrolog din sală putea răspunde, s-au născut, da, tot felul de discuții în jurul unei singure întrebări, de exemplu, au apărut idei și pentru unii și pentru alții. A fost interesant. Am păstrat această tradiție chiar și la edițiile online. Am organizat edițiile online pe pagini de grupuri, tocmai ca să putem dialoga și să rămână acolo, da, întrebările, răspunsurile și absolut toată interacțiunea o putem revedea oricând. Da, este un mod de lucru foarte interesant și invit lumea să-ți viziteze și pagina de Facebook. Eu voi pune toate datele de contact în textul din subsolul acestui clip, acestui dialog. Doream să întreb despre grupul Astro Mercur. Poate puțin povestim și despre această linie a activităților tale, pentru că mi se pare o idee la fel de fantastică și există lume tânără care s-a apropiat de astrologie, grație, iată, tot mai multor cursuri online și grație tot mai multor dialoguri cu astrologii, care se fac, iată, și în mediul online, în limba română și crește. E așa un public care crește. Și sunt din ce în ce mai tineri și mă bucură fantastic aceasta pentru că, exact cum ai spus, nu toată lumea trebuie să ajungă să devină astrolog. Important este să învețe să navigheze cât se poate pricepe fiecare prin harta sa. Da, cum e cu grupul folosească. Astro Mercur? Și să o folosească, bineînțeles. Da. Grupul Astro Mercur este o, să spunem așa, un mod de lucru care grupul Astro Mercur nu înseamnă comunitatea Astro Mercur, pagina Astro Mercur, atelierele Astro Mercur, este o activitate diferită. Un mod de lucru pe care l-am lansat tot în 2013, ține minte, da, 2012, 13, 14 au fost anii de cuadratură Uranus-Pluton și multe lucruri s-au pornit atunci. S-au pornit, da. Da, deci decembrie 2013, iată, sunt de acum, am intrat în al 11-lea an de activitate continuă. Da, deci ce facem acolo? Urmărim în flux continuu contextul astral și urmărind contextul astral, extragem idei de lucru cu contextul astral, în sensul de a folosi timpul și contextul astral, da, conștient, pentru a interacționa direct în realitatea proprie și a participa conștient în realitatea proprie. De asta acolo nu e vorba de module, serii, etape, e un flux continuu, se intră și se iese fiecare după cum simte nevoia, dacă este foarte potrivit pentru momente în care, sau perioade de timp în care omulețul, eu știu, poate are niște planuri mărețe și vrea să fie da, prezent acolo în flux, da? Sau poate trec prin perioade mai grele. Oricum, la acest moment sunt aproape toți omuleții cu care am pornit în 2013 acolo. Super. Și asta facem și discutăm. Da, discutăm o dată pe săptămână în direct pe pagina clubului și practic se lucrează cu materiale scrise și audio pe care eu le transmit acolo, în care analizez și expun punctul meu de vedere legat de
ce ne poate oferi contextul astral în derulare și cum l-am putea noi folosi, da, cât mai profitabil. Da. Pornind de la aspectele care ne aduc exerciții și aspectele care ne aduc posibilități. Și cam de la felul acesta, da. Acest flux a luat naștere, nu, această poveste. Da. Și aș dori un pic să detaliem. Dragilor, am bucuria, îți mulțumesc acum, iată, în cu direct, drag, pentru cadoul primit. Trei lucrări foarte, foarte interesante, gânduri printre rânduri. Te rog din tot sufletul să detaliezi puțin cum a luat naștere linia acestor trei povești. Da, ideea de lucru în grup presupune că atunci când faci parte din grup, pe durata timpului cât faci parte din grup, ai acces la toată arhiva grupului. Și la un moment dat mi-am dat seama că această arhivă este foarte mare și că oamenii nu ajung să umble, să circule pe acolo și să găsească, da, informația. Și atunci am zis că pot să sintetizez. La început au fost niște articole în care am sintetizat ideile de lucru în grup, după care am zis că nu se poate, e prea puțin și nu pot să aduc tot ce trebuie acolo și am început să extrag. Și am extras informația de tip mesaj, da? Pentru că eu am recunoscut întotdeauna, lucrez cu îndrumarea proprii, ghidarea pe care o primesc, și modul de lucru cu contextul astral pleacă de la o schemă clară, teoretică, astrologică și este îmbrăcat cu îndrumarea pe care o primesc eu și pe care îi îndemn pe fiecare omuleț, îl îndemn să-și primească și să lucreze cu ghidarea proprie. Da? Da. Și atunci am extras acele idei de lucru de tip mesaj concentrate care s-au strecurat așa în buletinele transmise de-a lungul celor 10 ani. Când am început să fac asta, m-am orientat și către blog, pentru că l-am început și acolo și după aceea tot ce am scris acolo pe blog, 90% este inspirație și ghidare pe care i-am primit-o. Și atunci am extras și de acolo și a rezultat acest model de lucru, pentru că, după cum ai văzut, nu este o poveste cap-coadă, da. Sunt idei de lucru oriunde, este modul meu de a lucra cu orice carte, deschid cartea unde îmi vine să o deschid și văd ce primesc de acolo. Da, deci este o colecție de idei, de gânduri, de mesaje pe care le-am adunat. Da, din munca celor 10 ani în aceste trei cărți m-am oprit la 2022, pentru că da, le-am lansat 2021, 22, 23, la 2000, în anul 2023, la ediția de primăvară, am lansat volumul 3, m-am oprit la 2022. Sigur, n-am lucrat cu toate materialele audio, care sunt o mulțime, urmează să văd când și cum o să fac asta. Urmează și un volumul 4, nu-i așa? O să urmeze un volum 4, până la volumul 4... Ideea mea și dorința mea este să pun acele cărți în format audio, pentru că foarte multă lume mi-a cerut formatul audio, da. S-a învățat lumea să asculte, să mai citească, ceea ce vreau să fac, n-am dovedit încă. Și am încredere și curaj, pentru că fiecare carte am transmis-o cu un bilețel așezat undeva. Fiecare carte a fost deschisă pentru cititorul care a cerut-o. Da. Exact. Și am primit, dacă și eu am primit. Da, foarte multe mesaje care mi-au spus că da, aveam nevoie de mesajul acela chiar atunci. Da, deci asta pentru mine înseamnă niște repere clare că lucrurile se leagă. Acela în care am și îmi fac treaba, da. Și că informația ajunge atunci când trebuie, la cine trebuie. Pe mine m-a captat fantastic cum oprim foia la minții din volumul 3. Da. M-am prins, acolo sunt. Dar nu vreau să detaliem, pentru că vreau să invităm comunitatea. Unde pot găsi aceste cărți și cum pot intra în posesia lor? Da, aceste cărți le recomand din tot sufletul. Pot găsi printr-un formular de comandă la care se ajunge de pe blogul Astro Mercur, de pe paginile Facebook. Direct nu, la tine. Da, deci da, este o distribuire așa, deocamdată în felul acesta, restrânsă.
Da. Este motivul pentru care nu am, adică am făcut singură tot ce am făcut. Da. Am discutat la început pe o direcție, pe alta, dar lumea și, mă rog, din segmentul acesta de realizare de carte, distribuire de carte, da, lumea nu este neapărat deschisă. Eu nu vreau și nu accept să scriu într-un fel în care mi se cere. Da. Adică da. Eu transmit. Dacă nici am nu transmis, trebuie. Dacă nu, nu. Și atunci zic, ok, deocamdată lucrăm în felul acesta pentru cine are nevoie și unde trebuie să ajungă. Îndrăznesc să spun că este o formă de inițiere. Punct. Cine are urechi să audă și energia să accepte. Da. Înțeles mesajul. Da, eu recunosc și de asta nici nu mă abat. Da, chiar dacă lucrurile nu sunt și nu arată și nu se fac întotdeauna cum se obișnuiește, ideea este că niciodată n-am făcut cum se face, întotdeauna am făcut cum am fost ghidată să fac treaba pe care am eu de făcut. Nici eu. M-am mai abătut de la cale uneori, am fost slabă, recunosc. Am revenit înapoi la... Nu, n-ai fost slabă, ai experimentat. Da. Am experimentat, așa-i? Ai învățat. Am învățat. Aș reveni la ritmuri astrale, fac înapoi share la afiș, pentru că tare mi-aș dori să știu ce se întâmplă în acest an, să știe în primul rând comunitatea și care sunt surprizele pe care le aduce această ediție. La nivel de invitați, nu știu cât se cunoaște la acest moment, dacă e momentul potrivit, să spunem deja și din titlurile temelor, aici sigur, e pur și simplu decizia ta. Sigur, eu am prezentat deja invitații și titlurile temelor pe pagina evenimentului public, pe pagina simpozionului, care simpozionul are o pagină Facebook, Ritmuri Astrale. Am prezentat deja invitații, am prezentat subiectele, urmează să ne mai organizăm, să scoatem un program în forma lui finală. Pentru mine surpriza care mă bucură cel mai tare este că anul acesta secțiunea debut este foarte bogată. În fiecare an am avut o secțiune debut, în fiecare an am avut omuleți care au prezentat pentru prima dată public aici la Iași, la Ritmuri Astrale. Și de-a lungul timpului foarte mulți omuleți care au prezentat pentru prima dată la Iași au avut și au deschis așa o cărare fain, frumoasă, astrologică. Avem aici o energie deosebită. Da, da. A orașului, da, nu neapărat a orașului în primul rând. Deci avem o secțiune de but bogată, trei participante care prezintă pentru prima dată public și o altă participantă care prezintă pentru prima dată public la sală și a făcut debutul online anul trecut. Și o să trec prin toți invitații dacă este ok. Da, avem prieteni care revin la Iași, doamna Minerva care a lipsit motivat medical doar la o singură ediție. A fost alături de noi la toate edițiile, revine și anul acesta cu subiectul ei pe care îl dezvoltă de ceva timp, da, în regăsirea arborului genealogic. Revine la Iași Valeria Grigoraș cu un subiect legat de Lună și Lilith, cum lucrează împreună. Revine la Iași Cătălina Georgescu cu un subiect legat de trauma copilului interior și cum o vedem pe hartă. Revine la Iași Rodica Spânu, de fapt nu revine, Rodica Spânu este pentru prima dată la Iași cu o temă legată de ciclul Neptun-Pluton. Da? Foarte interesant, pentru că trăim acum de niște ani și încă niște ani o să trăim în energia sextilului Neptun-Pluton, cel mai lung ciclu planetar. Da? Și revine la Iași Nicoleta Apostol de la Constanța cu un subiect legat de energia focului sau manifestarea focului, da, în viața omului și pornind de la harta natală. Este un subiect abordat pe marginea unui eveniment real petrecut de curând și vom vedea o analiză pe hărțile mai multor membri ai familiei. De la Iași, da, de la Iași, Laura Neamțu, care are o temă tot așa, pornind de la experiența personală, din harta natală în viața reală, transitul lui Neptun prin casa întâi. După care
de la Iași o să avem o surpriză anul acesta, da, Adrian Tarcan, care ne propune să facem o vizionare de film astrologic, Schimbarea zeilor, primul episod. Wow. Adrian Tarcan a realizat traducerea acestui film în 10 episoade. El este disponibil pe internet fără traducere, însă ne bucurăm de traducerea și prezentarea tuturor celor 10 episoade, doar că super. Noi vom vedea un singur episod la acest simpozion și vom discuta. Da, este un film în 10 episoade care urmărește ciclul Uranus-Pluton din perspectivă istorică și cum anume s-au derulat diferite evenimente la diferite faze ale ciclului Uranus-Pluton. Minunat. Și aș continua cu prietenii de la Chișinău. Așa. Anul acesta revine Cristina Guzinski, care ne aduce un subiect combinat, da, astrologic-psiho-astrologie, sindromul anual și astrologie sistemică. Să vedem, suntem curioși. Pentru prima dată cu o prezentare la Iași de la Centrul Astro-Urania Sergei Vladimirovici, care aduce un subiect astrologia spațială, introducere, actualitatea aplicării și studiu de caz. Vom vedea că vine cu niște informații care pentru foarte mulți dintre noi ar putea să fie informații noi. Da. Zinaida Vișnevskaya, care coordonează Centrul Astro-Urania, ne aduce o idee despre cum lucrăm cu metodele astrologiei în determinarea, să spunem, căii profesionale. Și domnul Petru Arcan, care aduce un material și o prezentare despre cum învățăm astrologia. Domnul Petru Arcan fiind, da, profesor, predă astrologie în cadrul Centrului Astro-Uranias. Haideți să ne uităm, da, la fetele noastre care vor prezenta în premier. Da, doream să te întreb și nu știam dacă intrăm în temă, da, pentru că sunt și eu foarte curioasă cine sunt, comunitatea, mai eu reprezint vocea comunității. Da, Carmen Moldovan de la București. Super. Care aduce un subiect, da, două perspective astrologice, sistemul de case întregi și Placidus, care este un subiect de eterne discuții în mediul, da, astrologic, și ea vine cu niște analize pe niște hărți, acum lucrează la ele. Eu, mă rog, m-am implicat așa în pregătirea debutantelor, uh-huh, cumva. Cătălina Coman, da, de la Ploiești, care vine de asemenea cu un subiect analizat în familie și pe hărți, mai multe hărți, luna și rolul ei de indicator universal, uh-huh, care ne luminează calea și ne repoziționează pe drumul potrivit. Eu încurajez omuleții să, foarte interesant, să, da, lucreze și să cerceteze, da, experiențe din viața personală, pentru că atunci când transmitem din viața personală și din experiențele personale, transmitem cu tot cu conștientizările noastre. Exact. Mm-hmm. Și Florentina Orăs, tot din București, care vine de asemenea cu o idee despre calea către astrologie. Pentru fiecare dintre noi, da, devine interesantă această idee de a ne studia propria cale către astrologie. Și de fiecare dată avem câte un astfel de subiect, iată, vom avea și acum. Și debutanta noastră pentru prima dată la sală, dar cu prezentare online anul trecut la Stele de Mare la Constanța, despre care o să menționez ceva imediat, da, Cristina Pușcaș de la Cluj-Napoca, care vine cu un subiect din astrologia egipteană, Stele călăuzătoare spre eternitate în Egiptul antic, viață, moarte și renaștere. Foarte interesant. Da. Sper că n-am sărit pe nimeni. Uite așa, îmi cer iertare, dar nu cred că am sărit. O să avem o pată de culoare, Alexandra Stella Juduc de la Suceava, cu expoziție de pictură. Ea a mai participat la niște ediții anterioare cu expoziția de pictură.
Și da, vroiam să spun aici, pentru că anul trecut, la ediția de anul trecut, când ne-am întâlnit după 3 ani de ediții online, a fost așa un entuziasm, așa o efervescență, încât în pauze, da, într-o pauză, mm-hmm. într-o pauză era acolo un cerc de fete, da, eu la toate le zic fete, chiar dacă am trecut de-a doua revenire la Saturn, da, un cerc de fete care erau foarte entuziasmate, am trecut eu pe lângă ele, ce făceau, puneau la cale, da, o întâlnire, întâlnirea de astă vară de la Constanța Stele de Mare, s-a născut acolo, da, la astă primăvară la Iași. Da, da. Valeria Grigoraș a stimulat-o pe Nicoleta Apostol de la Constanța. Să organizeze ceva, da. Hai să ne întâlnim și vara la tine acolo și până la sfârșitul ediției a rezultat și titlul Stele de Mare și cum o să ne adunăm și cum o să organizeze. Deci, de asta spuneam, pentru că Cristina Pușca și-a a debutat anul trecut online la Stele de Mare, acum vine de la Cluj la noi la Iași. Cu această prezentare să vedem, o să fie o chestie foarte scurtă și concisă, pentru că subiectul ei va fi mai mult dezvoltat și în alte scopuri ulterioare. Da. Cam asta este schema de lucru, ca să zic așa. O să ne descurcăm noi, o să terminăm când vom termina duminică. Mi se pare o ediție care realmente strânge nume valoroase ale astrologiei și mi se pare fantastică și linia de debut. Și le urez succes, pentru că știu că nu e ușor când ai de-a face în premieră cu o astfel de postură, poziție, în momentul în care ai de făcut astfel de prezentări, chiar nu e deloc o misiune ușoară, oricât... Da. Dar aș dori să mai întreb ceva. Evenimentul de la Constanța va mai avea loc și în această vară? Sau nu se știe încă? Da. Oh, okay. Deci continuă. Încă se stabilește, încă se analizează fluxul. Da, să da. Vedem când ar fi momentul potrivit. O să continui. De asta l-a pornit, ca să-l continuăm. Da? Să continue. Voi face o emisiune și pe această linie, dar acolo mai în preajma evenimentului, să ne apropiem așa mai... Păi, noi mulțumim pentru atenția asta a ta asupra evenimentului astrologic, dar te așteptăm și la Iași. Trebuie promovat. Adică sper să reușesc să ajung. Fac așa un soi de mea culpa acum în direct și mulțumesc tuturor invitațiilor, pentru că am primit invitații aproape la fiecare dintre aceste evenimente fantastice și îmi cer efectiv iertare acum în public, pentru că vin destul de rar în țară și toate deplasările îmi sunt adaptate la ritmul vacanțelor cele mici, dar în curând sunt sigură că flexibilitatea devine puțin mai accesibilă și o să pot să-mi aranjez cumva să pot să vin. Îmi doresc puțin să întreb cum ți se pare contextul acestei primăveri comparativ cu alte momente. Mă refer efectiv la ce se petrece în momentul de față din perspectiva astrologică. Cum simți acest moment și cum se potrivesc lucrurile în peisaj? Așa, n-am stabilit că vom intra și în asta, dar așa, spontan, ce ar fi de... Oricum, noi suntem în flux acolo, știm pe unde suntem, da? Da. Nu știu dacă putem noi să estimăm prea mult legat de contextul acestei primăveri, având în vedere că avem factorul Uranus în ecuație. E multă agitație, da. Și factorul Uranus ne surprinde întotdeauna. Eu simt o energie foarte faină, o energie de creștere, pentru că suntem așa între conjuncția Chiron, nodul nord din Berbec, pe care o putem vedea dintr-o perspectivă, să spunem așa, dacă ne ducem la extrema înaltă energetică, o putem vedea ca pe o stimulare puternică, da, de creștere interioară, de recunoașterea aspectului spiritual, a identității spirituale, da. Și între această conjuncție, către conjuncția Jupiter-Uranus din Taur, da, parcurgem așa un traseu de la a ne recunoaște întregul către o structură nouă de repere valorice, da.
Eu nu prea folosesc cuvântul ăsta, nu prea mai folosesc. Am o grămadă de cuvinte pe care nu le mai folosesc. Pentru că duc mentalul omului către un pilot automat. Da, da. Da. Dar da. Jupiter-Uranus, din punctul meu de vedere, poate să ne răstoarne, da, schema reperilor după care noi ne orientăm în viață. Și atunci, sigur că suntem în culoarul ăsta, din punctul meu de vedere, cumva așa pe o linie de tren, da? Pentru că Pluton de acolo, de pe primul grad invărsător, Pluton întotdeauna funcționează ca linia trenului, n-ai pe unde merge decât pe linia de tren, dacă ești în tren, da? Da. Și cu Pluton acolo, la început de vărsător, suntem cumva într-un context care n-are unde să ne ducă decât undeva mai sus, da? Pe un nivel mai înalt. Și o să vedem, pentru că noi tot vorbim despre nivelurile astea înalte, eu cred că începem să le și vedem, cât mai mulți dintre noi, sunt foarte mulți omuleți care deja fac diferența între lumea veche, lumea nouă, energia veche, energia nouă, da? Nivelul vechi, nivelul nou. Din ce în ce mai mulți oameni cred că o să se trezească acolo pe nivelul nou și o să înceapă să vadă ce și cum poate gestiona de acolo. Cam așa văd eu lucrurile și între aceste două momente, da, vom avea și luna nouă din aprilie, da, care va fi în conjuncție perfectă cu Chiron. Deci, practic, subiectul nodul nord Chiron se accentuează maxim cu luna nouă din aprilie, da, care găzduiește conjuncția Jupiter-Chiron, ciclul lunii noi în aprilie găzduiește conjuncția Jupiter-Chiron, da, deci Jupiter-Uranus, da, deci toate drumurile duc, da, către, da, pragul următor pe care îl vom trece, așa, fiecare în ritmul său, da, în viziunea sa, da. Dar cred că ne vedem dincolo de prag de acum, sau chiar dacă suntem, probabil, foarte mulți dintre noi dincolo de prag și habar n-avem pe unde suntem, cred că începem să vedem pe unde suntem. Da, se întâmplă ceva foarte interesant și motivul pentru care în special am întrebat este această cumva parcă o reorganizare, parcă începem așa să ne regăsim unii cu ceilalți. Bun, eu acum vorbesc din perspectivă extrem subiectivă pentru că lucrează energia din harta mea și traversez un an care îl simt că e mai altfel decât alți ani. Nu pentru că îmi place mie să-l privesc așa, ci pentru că realmente asta este la nivel de tot ce simt ca percepții. Și observ așa o rearanjare și a prietenilor, și a preocupărilor, și a fluxului în care obișnuiam să funcționăm și parcă se lasă așa cumva în spate un fel vechi de a funcționa și ne reajustăm pe un alt mod. E foarte interesant. E parcă ar fi un prag așa între două lumi, senzația aceasta o am. Și nu știu dacă percep corect sau ok ce simt. Este important pentru fiecare, da, să lucrezi cu ce percepe. Da, pentru că percepția e diferită, da, de la omuleț la omuleț. Însă această reorganizare de care spui tu și se și vede în jurul nostru, poate să aibă legătură foarte frumos așa cu faptul că Pluton fiind acolo pe primul, al doilea grad vărsător și faptul că avem, da, intrarea lui Jupiter în Gemeni, da, asta înseamnă că vom fi la trigonul Jupiter-Pluton, da, și ne raportăm la conjuncția Jupiter-Pluton în 2-3 pași din 2020. Deci ce am deschis atunci ca viziune și ce am deschis poate prin alegerile pe care le-am făcut anul acesta și nu neapărat anul acesta, pur și simplu la intrarea lui Jupiter în Gemeni, pentru că Jupiter va retrograda, dar nu mai, nu va mai ajunge, nu? Da. Face trigonul cu Pluton într-un singur pas, da? Deci este un culoar așa de avânt, practic noi suntem acum într-o fază de recunoaștere, trezire maximă, alegeri importante, angajare într-o direcție și cu cât folosim acest interval de timp mai conștient și mai din plin, trigonul Jupiter-Pluton poate să ne arunce foarte mult înainte în ce înseamnă această redescoperire a interacțiunii pe un alt nivel,
alte energie, pe alte criterii, pe alte direcții. Pentru că, până la urmă, nu trebuie să judecăm lucrurile astea. Important este ca fiecare să se regăsească pe cărarea lui și să meargă unde are el de mers. Da. Da. Cam așa. Da, era o dorință așa ascunsă cumva, că poate furăm așa niște ponturi, niște... Da, nu trebuie niște... să le furăm, vorbim frumos despre... Așa. Pentru cei la care trebuie să ajungă acest mesaj, pentru că, desigur, harta fiecăruia este diferită și fiecare are senzațiile sale vis-a-vis de ceea ce experimentează. Vorbind extrem de voalat, pentru că nu punctăm neapărat nimic, dar e o energie foarte interesantă. Adică, din absolut orice unghi o privești, traversăm o porțiune de timp extraordinar de interesantă și sunt foarte curioasă ce vom experimenta și când va intra Jupiter în Gemeni, despre care moment deja se vorbește în lumea celor preocupați de astrologie deja de mult timp. Da. Este foarte interesant dacă ne gândim la tot ce înseamnă procese mentale și interacțiune, da? Deci nu doar că gândim și vorbim, este vorba niște procese mentale care înseamnă mai mult de atât și interacțiunea dintre noi. Pentru că Jupiter în Gemeni va lucra în avanpremieră, ca să zicem așa, cu nodul nord al lui Uranus, care este acolo în Gemeni. Dacă extindem puțin ideea asta și poate că ne-ar fi de folos, dar de fapt sunt ideile de la care eu am pornit când am lansat antrenamentul gândirii conștiente, care s-a născut tot din activitatea grupului Astromercur și care s-a născut tot din cele trei volume, da? Un antrenament al gândirii conștiente, fără să renunțăm la percepție, la inspirație, la intuiție, doar a folosi simultan ambele instrumente. Avem acest ciclu Neptun-Pluton, care a început, cele trei cicluri anterioare au pornit din Gemeni, acum tot în Gemeni s-a pornit acest ciclu acum, că avem o conjuncție la 500 de ani, da? Următoarele trei conjuncții vor fi tot în Gemeni, deci practic planeta noastră și omenirea care trăiește pe planeta noastră, că nu planeta trece neapărat prin acest exercițiu, noi omuleții trecem prin acest exercițiu al dezvoltării gândirii. Da? Și acesta fiind fondul, da, de vreo 1500 de ani și încă vreo 1500 de ani, nodul nord al lui Uranus, tot prin Gemeni, transitează. Vom avea această conjuncție Jupiter cu acest nod nord al lui Uranus, da, anul acesta, peste vreo 4-5 ani ajunge Uranus în conjuncție cu nodul său nord în Gemeni. Deci, dacă ne uităm așa de deasupra, mult de deasupra, vedem că ideea aceasta de proces mental, de a gândi din ce în ce mai în manieră uraniană, da, devine foarte important pentru a trăi și noi mai bine, mai frumos. Că până la urmă ăsta e scopul, indiferent pe unde mergem și ce căi și lecții avem de învățat, scopul este să trăim din ce în ce mai frumos, dacă se poate. Da. Mulțumesc pentru așa. Ceea ce sunt sigură că trebuie să ajung în public. Aș îndrăzni să fac și eu, să te provoc să accepti o invitație mai încolo, să povestim despre această fabuloasă conjuncție. Dar sigur. Discutăm, sigur. Dacă sigur. Va fi timp. Sigur. Deocamdată să treacă cu bine povestea din finalul lunii martie. De fapt, reamintesc comunității, 23-24 martie, ritmuri astrale, dragii mei, să nu ratați evenimentul voi, cei care sunteți în zonă. Ar fi mare păcat să o faceți, pentru că... Iar vis-a-vis de transmisiile live, transmisiile online, cred că puțin, dacă putem detalia... Se va accesa evenimentul, nu-i așa? Deci există... Da. Am făcut și anul trecut transmisie în direct din sală. Vom face și anul acesta transmisie în direct din sală. O facem într-un spațiu închis. Omuleții care vor participa acolo vor avea același acces la, da, la tot ce se întâmplă în sală, ca și cei din sală. Acces la discuții, întrebări, da, răspunsuri. Participă la
toate concursurile care se vor, să zicem așa, concursuri, da? Pentru că vrem să interacționăm cu toții și da. Cam fiecare an, da, premiem întrebările, câte una cel puțin pe sesiune. Va pleca și anul acesta premiul Ritmuri Astrale, să vedem pe ce direcție, care de regulă, da, acest premiu se îndreaptă către omuleți care susțin, da, promovarea astrologiei, care susțin. Am primit și eu unul, mulțumesc. Da. Ai fost, da, prima care a primit acest premiu, da, în afara, să-i spunem, comunității ieșenilor. Cu tine, către tine a plecat premiul din Iași. Da. Deci, minunate inițiativele. Da, vom transmite, sigur că da, și toată lumea din sală va ajunge și în grupul online. Acolo rămân înregistrările, se pot vedea prezentările în continuare. Și fiecare. Eu promit să revin cu feedback, vorbim așa acum amestecat, când engleză, da, când română, când ne mai scapă și câte un cuvânt în germană, asta okay. e noi, realitatea în care mă învârt. Important e să ne înțelegem. Mult succes și mulțumesc. Abia aștept să aud ecourile despre mulțumesc. Acest eveniment, mulțumesc, la care, din păcate, Patricia. Încă nu ajung fizic, dar promit la edițiile următoare. Cândva, cumva, tot ne vom întâlni, sunt sigură. Eu aștept cu bucurie să ne întâlnim. Mulțumesc pentru tot ajutorul tău și salut întreaga comunitate. Se întâmplă și ceva așteptăm frumos acolo. Aici. Da? Se întâmplă ceva frumos. Crește frumos. Ne bucurăm de tot ce aduci tu, da, pe micul ecran. Și eu vă mulțumesc pentru tot ce faceți acolo. Iar pe comunitate o invit mai ales, dacă dintre cei care ne urmăresc acum vor fi la eveniment, să trimită mesaje, să interacționăm. Mulțumim.